Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față vom schimba pasa termocontoare de pe procesorul acestui laptop. Eu de regulă schimb pasa termocontoare, curăț coolerul și acea pasă termocontoare de la un desktop sau un laptop cam o dată de două ori pe an. Însă nu este obligatoriu atât de des. Fiecare face cum dorește, dar eu așa aleg. În cazul de față o să umblăm într-un laptop Lenovo, l-am de foarte mult timp, încă este funcțional. Bineînțeles, când umblăm în laptop este obligatoriu să scoatem bateria. Cu ocazia asta vă și spun ce model este. Din câte se vede este Lenovo G500 20236. Ce mi-a plăcut la acest laptop este cât de ușor se poate ajunge la procesor, cât de ușor se poate face upgrade-ul sau schimbarea pasei termocontoare și multe alte chestii. Păi o să avem nevoie de o șurubelniță magnetică sau magnetizăm noi, nu-i problemă. De o perie curată, atenție. Mă rog, puteți să curățați și cu compresor, dacă aveți compresor, dar eu n-am compresor, așa că nu. Și bineînțeles, cel mai important este pasa termocontoare. Eu folosesc Arctic MX4, voi puteți folosi ce doriți, dar atenție să nu fie pastă albă, da? E interzis, nu folosiți pastă albă. Să desfacem capacul. Cred că e bine sau e prea mic. Încercăm. Capacul spate a fost schimbat pentru că se rupsese chestiile astea. Și una dintr-o parte se dusese înăuntru, se rupsese plasticul. Așa că a fost schimbat. Și vedeți cât de ușor se poate ajunge? Poți face ușor upgrade la memoria RAM, upgrade de la hard disk la SSD, spre exemplu, upgrade la plăcuța de internet wireless și, bineînțeles, ce avem nevoie noi de coolerul procesorului. Pare că avem praf. Cum desfaci? Păi avem în cazul nostru 3 șuruburi, punem într-o parte. Desfacem și alimentarea ventilatorului. Și așa se desface coolerul. Să desfacem și ventilatorul. Mă rog, ideal ar fi fost să desfac prima dată ventilatorul, dar asta e. Am omis de data asta, dar voi dacă desfaceți, dacă se poate desface, desfaceți ventilatorul. Se pare că este destul de murdar. Eu o să mă duc să curăț separat, că nu am cum aici, cu această perie. Am curățat de praf radiatorul și ventilatorul și acum urmează să curățăm pasa termocunductoare. În cazul acesta e recomandat, este obligatoriu cu alcool izopropilic, pentru că se evaporă foarte repede, asta este motivul. Și cu betisoare cele de urechi sau puteți și se poate foarte ușor și cu șervețele nazale. Eu, în cazul meu, la început o să iau șervețele nazale. Le pulverizăm încă o dată. Și cu betisor de urechi. Gata. Suficient. Punem într-o parte. Și următorul care trebuie curățat este procesor. Lăsăm în acel socket pentru că se poate curăța mult mai bine așa. Și tot la fel aleg varianta cu șervețelul. Nu e problemă dacă pică pe lângă pentru că se evaporă foarte repede. Nu e ca apa. Alcool izopropilic se evaporă repede. Încă o dată. Suficient. Și acum să punem pasta termoconductoare. Întind un pic sub formă de linie, nu, pentru că o să întind pasta. Eu o să întind cu această mică spatulă sau puteți și un card bancar, spre exemplu, da, un card
care nu-l mai folosiți și întindeți pur și simplu. Eu prefer să întind deoarece pot să înlătur excesul, pot să înlătur ce este în plus. Ce? Pentru că altfel ar arăta foarte urât. Dacă puneți pur și simplu acel radiator, o să se întindă și o să dea peste și o să vedeți că o să fie nașpa. Ați observat că în momentul când am înlăturat acel radiator, arăta foarte bine. Nu se vedea exces pe lângă, nu se vedea așa urât. De asta prefer să întind eu manual. Întindeți ca o foaie de hârtie. Este suficient. Radiatorul. Nu strângem până la capăt fiecare șurub. De vreo 2-3 ori nu strângem. Următorul, 2-3 ori. Și al treilea. Și am făcut asta, luăm pe următorul 2-3 ori, următorul 2-3 ori. Verificăm încă o dată. E perfect. Și este pus bine radiatorul. Urmează să punem, bineînțeles, și ventilatorul. Să prindem și ventilatorul de radiator prin cele două șuruburi. Prindem alimentarea ventilatorului. Capac înapoi. Din câte vedeți, putem avea acces foarte rapid și la bateria de BIOS. Rar laptopuri care pot fi ușor upgradate. Nu strângeți foarte tare, pentru că la vechiul capac am distrus unul dintre acele piulițe în plastic. Să punem bateria. Și să pornim un pic doar ca să vedeți. Perfect, asta e. Și dacă tot am schimbat pasta termoconductoare de pe procesor, haideți să vedem și diferențele. Bineînțeles, eu am făcut teste și înainte și după ce am schimbat pasta pentru a vedea, bineînțeles, diferența e și logic. O să vedeți pe ecran acum testele captură de ecran de pe HW monitor. Este un soft foarte util. Din câte se vede, în idle mode, însemnând că nu am folosit nimic, am lăsat laptopul fără să utilizez niciun program, se observă că avem temperaturi de maxim 58 de grade înainte și după avem temperaturi de până în 63 de grade. Deci e o diferență destul de mare. Haideți să vedem și temperaturile în uz a procesorului, temperaturile când am utilizat procesorul spre 100%. Înainte, captura de ecran din stânga, se observă că avem temperatură maximă de 90 de grade, iar imaginea din dreapta se observă că avem temperatura de 86 de grade Celsius. Am uitat să menționez că testul în timpul utilizării a fost făcut cu programul Prime 95. Este un soft în care ține procesorul 100%. În realitate, nu o să folosiți procesorul la maxim. Asta este modul ideal, modul excepție, adică să-l forțăm procesorul astfel încât să vedem să nu atingă temperaturi periculoase. Și cam aici să termin acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare la alte clipuri, tutoriale, montaje despre electronică și despre calculatoare. Vă mulțumesc și toate cele bune. La revedere!